Wow, ia uitați, dragilor, ce zonă frumoasă la Joy Park. Este prima oară când venim cu cei mici aici, în această zonă. Îți place, Mati, aici? Ușurel, da? De aici, gata, Mati. Mati, aici este zona de joacă. Uite, și aici e foarte interesant. Oba! Wow! Deci aici aș vrea și eu să sar. Deci, mami, ți-ar place și ție aici la sărit. Oba! Aveți grijă, copii, da? Opa! Mati, ușurel! Ușor că te duci grămadă după aia. Cu pași mai micuți, da, Mati? Ia să vedem pe unii. Copilași, mă bucur că vă place, da? Dar aveți grijă când vă alergați să nu vă accidentați. A, uite, aici avem zona de basket. Foarte tare. Așa, Sofi, secretul e să sari întâi pe trambulină și după arunci cu mingea. În felul ăsta ești mai aproape de coș. Nu, întâi sari pe trambulină. Aproape de coș. Mulțumim mult tuturor pentru abonări și like-uri, apreciem. Dacă vă plac clipurile noastre, le puteți da share și la prieteni. Ia să vedem ce fac piticoții. Ia băieți, ce ați găsit aici? Ai, uite ce interesant. Deci cred că nu, arunci cu mingea pe sus. Trebuie aruncată sus, în gaura de sus, și ea iese pe jos. Opa! Ia, Sofia, ajungi la gaura de sus? Poți să încerci de câteva ori. Aproape. Ești foarte aproape. Da, Oli! Trebuie să te dai jos și mergem și acolo. Ia să mergem la Oli, ce-a descoperit el aici. Wow! Uite, au descoperit mici cei mici aici, o zonă foarte faină. Foarte tare! A, uite, puteți și aici să vă cățărați. Nice! Dar partea asta ați văzut-o, Sophie? Uite, e o zonă aici la intrare. Unde poți să învârți și trebuie să te ferești de, cum să nu meargă, o mișcați, cineva trebuie să o miște și restul să sară. Ia, aveți grijă, da? Ce vă povesteam, este uriaș parcul Joy Park. În față aici este o zonă de mese, cu restaurant, locuri pentru zi de naștere. Cred că, cu riscul de a părea lăudoros, cred că nu le lipsește nimic aici. Evident că au toalete, parcare pentru mașinuțe. Jump! Este o idee foarte bună. Uite, poți să-i spui lui mami să vin. Hai tu, mami! Hai că vine și mami! Ia să vedeți distracția acum. Că vine și mamica.
Hai, mami, și tu. Hai, că tot îți doreai să ajungi aici. Gata, a venit și mămica. Ia, copii, țineți-vă bine! Wow! Nu, eu cred că mai repede de o margine. Hop, hopa! Deja l-ai turtit pe Oli. Hopa! Wow! Când vine cel mic, săriți peste. Săriți peste, sau feriți-vă, da? Hopa! N-ai cum, n-ai cum să nu te distrezi. Sus, Sofie! Ce te place la nebunie? Sus, hopa! Feriți-vă! Sus, Sofie! Hopa! Deci n-ai cum, n-ai cum. Dacă ești în Ploiești sau în Prahova, trebuie neapărat să fiști. Și de ce nu și din orașele vecine? Târgoviște, Buzău, București. Hopa! Noi mergem tot timpul în alte orașe, puteți să veniți și voi. Dacă sunteți aproape, desigur. Wow! Feriți-vă! Au, ce puternică-i mami! Vă place copilaj? Wow! De asta ne place mult activitatea de youtuberi, pentru că putem să petrecem mult timp cu cei mici la joacă. Cu amintirile rămâi până la urmă. Nu mai țin minte, cred că nici o haină sau jucărie ce mi-au cumpărat părinții, dar țin minte cum m-am plimbat cu ei și cum m-am simțit cu ei. Așa că nu le spuneți părinților să vă cumpere lucruri scumpe, că alea n-au nicio valoare. Dar ieșiți cu ei la joacă, la plimbare, la un muzeu, la un par de distracții. Gata, ți-a obosit? Hai, la băiță toată lumea și ne întoarcem la joacă. La Joy Park.